Moldova pentru pace înseamnă oameni care lucrează pentru un vis comun, visul de a avea pace. Pace în țară și în țara vecină, în primul rând. Suntem deja o inițiativă care are un nume, care are votul de încredere a populației locale și a persoanelor din Ucraina. Mă numesc Ruth Costeleana. Eu sunt una din cofondatoarele Moldova pentru Pace, împreună cu alte aproximativ 20 de persoane care sunt activiști civici, sunt reprezentanții altor ONG-uri. Eu cred că nu voi uita niciodată acea zi, fiindcă data de 24 februarie 2022 am fost chemată împreună cu alți activiști civici și reprezentanți ale societății civile din Moldova la Ministerul Afacerilor Interne. A fost foarte stresant momentul când o autoritate publică atât de înaltă ne cheamă la ei. De fapt, ne-au chemat și ne-au spus foarte sincer și foarte franc că nu știm să gestionăm o astfel de criză, nu avem precedente și avem nevoie de suportul și ajutorul societății civile. După 5 minute, când toți am negat implicarea, a venit ideea că ok, cum facem? Haideți, punem strategia la cale. Uite așa s-a creat Moldova pentru Pace. Conform acestei platforme, de pe Facebook am identificat, de fapt, 11 direcții principale. Transport, cazare, produse alimentare și bunuri, voluntari, asistență juridică, traduceri. Fiecare minister își delega o persoană care să ajute la gestionarea crizei împreună cu Moldova pentru Pace. Astfel s-a format celula unică de gestionare a crizei. Numele meu este Serge Cibătaru. La moment eu sunt membru la Volunteer Academy. Misiunea mea de bază, cum s-a început, asta trebuie să duc voluntari să-i transport acolo la palancă ca să fie mai ordonat. Prima dată când am ajuns acolo, poliția de frontieră își făcea de minune treaba până la barieră. Dar după barieră era o cu totul altă lume care trebuia organizat. Și atunci eu am ajuns voluntar acolo. Majoritatea oamenilor absolut panicați. Deci asta este, se vede clar că oamenii ăștia au pășit în nicăieri, în gol au pășit. Care avea geantă, care nu avea geantă. În special era complicată situația și nouă ne era greu, psihologic, să gestionăm mamicile, mamele cu copii. Eu am înghețat acolo bocnă, cât petreceam 4-6 ore, cât dura, să zicem, o tură de voluntar. Erau niște corturi care tare repede erau, au ajuns să fie murdare, sufla vântul printre ele, nu era tare practic, deci nu puteai să stai acolo. Era un încălzător, cumva conectat de asta, dar el nu face față situației. Și literalmente și de oameni în ploaie, în lapoviță, înveliți în plapă, în este, așa că atunci era psihologic cel mai complicat, pentru că era așa un sentiment de neputință. Nu înțelegeai cum poți să ajuți oamenii ăștia. Când era transport, când era oameni și voluntari moldoveni, era bătălie pentru refugiați, așa-i tărâiau în toate părțile. Dar peste 2 ore erau 300 de refugiați și nimeni să-i ducă. Era tare instabilă situația, era volatilă. Asta era o provocare foarte mare. Acolo era o grămadă oameni bine intenționați, mai puțin bine intenționați, de exemplu, șoferi, taximetriști de tot fel, care poate vreau să aduc oameni cu ucraineni, cu bani mai mari decât trebuie. Locurile disponibile de cazare foarte repede s-au epuizat. Foarte repede, deja nu mai era foarte, tot mai complicat. Din zi în zi era tot mai complicat să găsești un persoane din Chișinău sau din suburbii care să adăpostească refugiați. În general, vreau să vă spun că atunci când s-a început tot războiul ăsta, peste 4.000 de moldoveni s-au înscris în mișcarea asta de voluntariat, cu diferite prileji, care s-au oferit să fie șofer, care s-au oferit să ofere cazare pentru oameni, care era voluntar pur și simplu la vamă. Împreună cu alte organizații IT, s-a ajuns la ideea să creăm o platformă online unde persoanele să se înregistreze și să solicite targetat ajutorul de care au nevoie. Atunci am creat dopomoga.md, este platforma care și acum funcționează, unde este un formular foarte simplu, oamenii se înregistrează și noi răspundem solicitărilor. Chiar recent m-am uitat, avem 247.000
de persoane pe care le-am ajutat. Depozitul a fost deschis în luna februarie. Noi, la moment, activăm prin platforma dupomoca.media, unde persoanele își lasă cererea de ce au nevoie și noi le oferim. Și aici, vedeți, partea asta sunt produse alimentare, sunt crupe, conserve pentru copii, avem scutice, avem mâncare de copii, avem șampon, ulei, de ce este nevoie pentru un copilaș. Aici, vedeți că sunt legume. Partea cealaltă noi avem haine, unde este o ușă separată și persoanele pot să intre singur, să-și aleagă de ce au nevoie. Mai avem și partea acolo, noi păstrăm dacă avem lingerie, ștergare, plapume, ogealuri, perne. Mă numesc Natalia Răchmistriuc, sunt coordonatare în departamentul depozite. Am creat echipe care veneau zilnic și ne ajutau aici să colectăm ajutorul care venea, să-l repartizăm, să-l oferim oamenilor. Am avut mulți voluntari și din diferite țări, inclusiv Japonia, SUA, am avut voluntari, Turcia, Israel, Olanda. Ei veneau, stăteau cu noi cine și cât putea, două zile, o săptămână, o lună. Primele zile nu plecam de aici, adică practic stăteam de dimineață până seara. Depozitul era deschis non-stop și sâmbătă și duminică. Ne sunau oamenii din Moldova care veneau de psihotare și aduceau în mașina lor proprie ceva ajutor. Vedeți cât e de frig aici. Și să pot să menții echipa să vină mereu, că se îmbolnăvesc unul după altul. Așa este. Dar tot încercam prin sponsori să găsim poate haine mai calde, poate încălțăminte mai calde. Poate era o provocare pentru noi și era niște sisteme de încălzire poate să mai găsim, ca să putem să continuăm lucrul. Pe lună, noi am calculat așa că în mediu de la 1500 până la 2000 de pachete oferim. Să vezi tristețea de pe fața persoanelor care vin după ajutor. Asta e întotdeauna este cel mai greu. Niciodată nu poți ști ce va fi mâine și este foarte important să fim mereu toți împreună. Жизнь у каждого человека одна, и ничто не стоит жизни человека, ничто. Ни территории, ни деньги, ни ресурсы. Жизнь человека очень важна. Am 70 de ani. Am început voluntariatul odată cu venirea urgiei asupra poporului ucrainean. E o senzație extraordinară atunci când tu poți să ajuți. Я приехала из Одессы 24-го числа, когда началась война, в первый же день. Половина наших волонтеров – это люди с Украины. То есть они сами как бы беженцы, они приехали сюда и как бы здесь помогают. Spre mijloc de aprilie au început să se intensifice un pic relațiile cu instituțiile din motive evidente. S-a creat un mecanism, s-a luat puterea în mâinile statului și deja nu mai era o necesitate stringentă ajutorul comunității. Colaborarea a început să se închidă și în luna mai, practic, am putea spune că forțat a trebuit să părăsim sala de conferință a guvernului. Și nu am mai menținut acea relație ca la început. Lecția cea mai importantă care am învățat-o în anul 2022, am înțeles că putem face orice. Că nimic nu este în afara puterilor noastre atâta timp cât avem un gând pur, curat și transparent de a ajuta și avem oameni frumoși în jurul nostru care sunt pe aceeași undă cu noi. Nu există imposibil.